Ziua 323. Corpul are o limitare, se află la granița dintre viață și moarte, la fel și mintea. Mintea nu este separată de corp, este aspectul ei interior. Interiorul corpului este mintea, exteriorul minții este corpul. Toate limbile vor trebui modificate mai devreme sau mai târziu în ceea ce privește cuvintele corp și minte. Limbajul îți dă falsa idee că avem de-a face cu două entități separate. Nu avem de fapt de-a face cu corp și minte. Adevărul este corp-minte. Este un singur cuvânt, o singură realitate. La fel cum orice monedă are două fețe și fiecare perete are două fețe, tot așa se întâmplă și cu corpul minte. Corpul este limitat, mintea este limitată, de aici vine teama de moarte. Corpul nu se poate teme, căci este inconștient, dar minții îi poate fi frică. Mintea tremură constant. Teama că mai devreme sau mai târziu sfârșitul are să apară și mai mult decât sfârșitul, problema este că nu am realizat încă nimic în viață. Iar viața se scurge pe țeavă. Cu fiecare moment, moartea se apropie, iar viața ne scapă printre degete. Prin urmare, apar teama, anxietatea, angoasa. Dar dincolo de complexul corp-minte, din fericire, există ceva mai mult în noi. Iar acest ceva este conștiința. Conștiința este nelimitată, este oceanică, vastă. Corpul minte este ca o picătură de rouă, iar conștiința este ca un ocean infinit. Corpul minte începe la naștere și se termină în momentul morții, dar conștiința nu are început, nici sfârșit. A cunoaște această conștiință înseamnă a te elibera de teamă, de anxietate, de angoasă. A cunoaște această conștiință înseamnă a deveni nemuritor, etern, veșnic.